Ciao, sunt Schivo și zilele trecute am schimbat prefixul. Am făcut 20 de ani și toată lumea spune că how you spent your 20s will define you. Mi-am făcut o listuță mică cu lucruri pe care aș vrea să le fac de acum încolo și s-ar putea să vă ajute și pe voi. Fă unele lucruri de unul singur, fie că vrei să călătorești sau să te duci la cumpărături în mall singur sau să-ți gătești sau orice ar fi. Avem nevoie de niște timp cu noi, știi, să ne cunoaștem, să... Cel puțin eu simt nevoie de chestia asta, adică eu vreau să mă mut singur acum. Dar mi sună telefonul în prostie. Găsește-ți pasiunea. Pasiunea mea e vlogging-ul și Instagram-ul, dacă se pune. Sunt niște instrumente pe care pe mine personal mă ajută și care mă fac să vreau să descoper și mai mult din toată treaba asta, din toată industria. Și am dat și la marketing, la... N-am dat la marketing, Madalina, tu ai dat la PR. Madalina, la ce facultate ești? Nu știu, că n-am fost. Ceva ce pentru mine se leagă și de YouTube, vorbește cu toată lumea. Ai de învățat câte ceva de la fiecare persoană și dacă n-ai de învățat, măcar să faci niște legături, nu știu, cunoști mulți oameni. Mi se pare super, super important de asta și încerc să răspund la toate mesajele pe care le primesc și comentarii și așa mai departe. Pentru că se creează undeva o legătură, știi? Începem să ne cunoaștem virtual puțin și e super tare, deci îmi place la nebunie să fac chestia asta. Schivo! Spune da mai des că-ți fug oportunitățile, frate. Înscrie-te la cursuri de ce te face pe tine fericit. Dans, balet, not, Photoshop, photo reading, dans la bară, nu știu. Mama învățătorii de la Schivo, educă-te singur, frate. Intră pe net, ai YouTube-ul la dispoziție, scrie acolo orice și o să găsești. Dacă nu, caută în cărți. Sunt la o facultate de comunicare și PR, ok? Și e imposibil să-mi placă tot ce se întâmplă acolo și tot ce se predă, deși domeniul e interesant. Dar îmi caut singură informațiile și mă educ singură pentru că... Na, facultatea e... Nu știu... E... Ceva mai important decât orice am zis până acum... Ieși din relațiile toxice, du-te, fugi, pleacă, du-te departe, nu te mai întoarce. N-ai nevoie de chestii toxice în viața ta, de relații bolnăvicioase și care ți-aduc ție rău și te bagă în depresie și plângi și... Dude, e atât de fain să fii singur. O să vă vorbesc despre asta în curând. Acum este momentul să te distrezi, să te dezlănțui, să-ți aliniezi chakrele, să, you know. Dacă nu te distrezi acum și dacă nu faci tot ce trece prin cap și prin suflet și prin chakre, atunci când? Și încă o chestie din înțelepciunea mea, nu căuta dragostea. Go with the flow. Astea sunt lucrurile pe care eu vreau să le urmăresc de acum încolo. Dacă aveți lucruri de adăugat, vă rog, comentarii, vă pup și vă iubesc. Mi-am pus ruși pe mână. Pa!